și domnilor, bun găsit la știrile amiezii, sunt Irina Boțu și urmăriți în continuare ultimele știri atât din spațiul informațional din țară cât și de peste hotare. Vedeți cele mai importante titluri. A fost prelungită perioada de consultări publice privind modificările de lege în utilizarea energiei din surse regenerabile. Primăria municipiului Chișinău organizează în perioada 4-6 mai Forumul Social Urban 2023. Un tribunal din Paris a achitat Air France și Airbus într-o cauză de omor involuntar după o catastrofă avia din 2009. Comisia pentru bugete din Parlamentul European a avizat asistența de 145 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Despre aceasta a anunțat europarlamentarul român Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook. Potrivit oficialului, propunerea sa a fost aprobată cu 35 de voturi pentru, un vot împotrivă și 0 abțineri. Comisia pentru bugete din Parlamentul European a avizat asistența de 145 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Ca raportor privind acest aviz, am solicitat colegilor din Comisia pentru bugete să avizăm decizia de asistență în forma propusă de Comisia Europeană și să nu depunem niciun amendament. În același timp, am cerut Comisiei pentru Comerț Internațional, comisie decidentă pe acest proiect legislativ, să procedeze la fel și să voteze propunerea Comisiei Europene fără amendamente. Europarlamentarul a mai notat că urmează încă două proceduri de vot pentru asistența macrofinanciară menționată. După avizul de ieri al Comisiei pentru bugete din Parlamentul European, urmează votul în Comisia pentru Comerț Internațional asupra asistenței, programat pentru 27 aprilie. Votul final în plenul Parlamentului European va avea loc cel mai probabil în luna mai. În acest fel ne asigurăm că banii ajung cât mai repede acolo unde este nevoie de ei. Amintim că în luna ianuarie Comisia Europeană a decis să majoreze cu 145 de milioane de euro asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova pentru a ajuta țara noastră să-și acopere o parte din necesitățile de finanțare suplimentare, să asigure stabilitatea macroeconomică și să implementeze noi reforme. Perioada de consultări publice privind modificările de lege în utilizarea energiei din resurse regenerabile a fost prelungită. Anunțul a fost făcut de către ministrul energiei, Victor Parlicov, pe pagina sa de Facebook. La solicitarea mai multor autorități, reprezentanții ai societății civile și parteneri de dezvoltare, Ministerul Energiei a prelungit până la data de 28 aprilie perioada de consultări publice pe marginea modificărilor la legea numărul 10, fracție 2016, privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Ne propunem să adunăm cât mai multe opinii prietenoase și să găsim soluții la cât mai multe chestiuni disputabile. Reamintim că anterior Ministerul Energiei a anunțat inițierea consultărilor publice preconizate pentru perioada 4-19 aprilie asupra proiectului hotărârii Guvernului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Totodată, precum preconizează specialiștii în domeniu, proiectul de lege vine să soluționeze o parte din problemele critice care împiedică dezvoltarea întregului sector al energiei regenerabile pentru componenta energiei electrică utilizată utilizarea energiei regenerabile în transporturi sau pentru încălzire și răcire. Primăria municipiului Chișinău organizează în perioada 4-6 mai Forumul Social Urban 2023. Potrivit primarului Ion Ceban, evenimentul reprezintă o platformă de discuții deschisă și democratică, la care vor participa reprezentanți ai autorităților publice, organizații internaționale, organizații non-guvernamentale, asociații profesionale, companii care prestează servicii de importanță socială, investitori și parteneri de dezvoltare, dar și orice locuitor al Chișinăului, implicat social și interesat de viitorul orașului. Forul Social Urban Chișinău va aborda 7 subiecte principale: oraș sănătos, oraș creativ, oraș sigur, oraș inclusiv, oraș care învață, oraș al generațiilor, oraș eficient din punct de vedere energetic. Și scopul evenimentului este de a prelua cele mai bune practici europene, de a consolida experiențele și eforturile pentru dezvoltarea capitalei și sporirea beneficiilor pentru comunitatea locală, în conformitate cu obiectivele principale ale celor de dezvoltare durabilă, pentru a nu lăsa niciun segment și nicio persoană în urmă.
Potrivit edilului, în cadrul evenimentului vor participa speakeri din mai multe țări și orașe partenere ale capitalei. Gropile din Chișinău ca ciupercile după ploaie. Precipitațiile din ultima perioadă au lăsat urme pe mai multe străzi din capitală. Despre aceasta a vorbit primarul capitalei Onceban la ședința de luni a primăriei, care a solicitat responsabililor să intervină cât de curând posibil. Vă rog foarte mult că tot merg, probabil că oricând a început, oricând nu se vede foarte clar, orică există problema legată de condițiile climaterice, ploaie și tot așa mai departe. S-au descoperit foarte multe gropi în stradele de carosabil pe care le avem. Când și cum aveți de gând să reparați toate aceste lucruri? Pentru că e de rând. Oamenii s-au obișnuit că ele nu mai sunt. Iar acum când au fost date pe față din nou, nu cred că e cea mai bună situație. La rândul său, Vitalie Mihalache, șeful Direcției Mobilitate Urbană, a menționat că intervențiile au început încă de săptămâna trecută, însă ploile continuă să dea bătăi de cap muncitorilor. Aceste situații de avarie, lucrările de reabilitare sau remediere, în linii generale, au început încă de săptămâna trecută. Vom depune eforturi, luând în considerație condițiile climaterice care le avem, vom depune eforturi în continuare să lichidăm aceste situații de avarie pe măsura posibilităților. Săptămâna precedentă au fost lichidate astfel de situații pe suprafață de aproximativ 450 de metri pătrați, dar planificăm să demarăm în acțiuni și activități complexe de lichidare după finalizarea perioade de ploi și de condiții climaterice nefavorabile. Potrivit lui Vitalie Mihalache, se lucrează și la aplicarea marcajului rutier. Astfel, în săptămâna curentă urmează a fi împrospătate marcajele pe trecerile pietonale. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță mici ieftiniri la carburanți pentru ziua de miercuri 19 aprilie. Astfel, prețul motorinei va scădea cu 4 bani, iar benzina se va ieftini cu 9 bani. Conform cifrelor publicate de Andrei, benzina va costa 25 de lei și 43 de bani per litru. La rândul său, motorina va putea fi comercializată cu un preț maxim de 20 de lei și 99 de bani per litru. 34 de elevi din clasele A8 și A10 ai unui liceu din municipiul Chișinău au fost instruiți de salvatorii din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare numărul 1 a IGSU din capitală în domeniul acordării primului ajutor. Activitatea s-a desfășurat în incinta instituției de învățământ, iar tinerii au avut parte de mai multe activități informative și interactive demonstrate de salvatori, dar și paramedicii sport. Specialiștii în domeniu au explicat și prezentat elevilor tehnicile de intervenție necesare de întreprins în caz de stop cardiorespirator, dar și în cazul obstrucției acute a căilor respiratorii. De asemenea, angajații SMURD au demonstrat adolescenților acțiunile de prim ajutor pentru salvarea persoanelor inconștiente. O atenție deosebită a fost acordată regulilor de siguranță în timpul scăldatului, fiind prezentate măsuri de salvare în caz de NEC. Tinerii s-au implicat activ în activitățile organizate, dar și au avut posibilitatea de a exersa pe manechenele manevrabile de resuscitare a maturilor și a copiilor în scopul salvării vieților omenești. Scopul acestor activități ține de prevenirea cazurilor de risc, dar și a situațiilor fatale în urma neacordării la timp a primului ajutor persoanelor aflate în situații de urgență. În perioada 15-24 aprilie, elevii din întreaga țară sunt în vacanță. În acest context, Inspectoratul General al Poliției va desfășura pe întreg teritoriul țării operațiunea Siguranța Copiilor, care are drept scop prevenirea delincvenței juvenile, traumatismul în rândul copiilor, infracțiunilor comise împotriva lor, dar și asigurarea securității acestora. Dragi copii, pentru a avea o vacanță frumoasă, țineți cont de următoarele recomandări. Dacă te afli singur acasă, asigură-te că ușa este încuiată și evită să deschizi ușa necunoscuților. În cazul în care nu te simți în siguranță, contactează părinții sau un vecin de încredere. Evită frecventarea locurilor unde se consumă substanțe interzise minorilor. Fii vigilent în raport cu persoanele cunoscute întâmplător. Fii prudent în mediul online. Respectă regulile rutiere. Nu te deplasa cu rolele skateboard-ul
trotineta electrică pe partea carosabilă a drumurilor publice. Atenție, nu te angaja să traversezi strada dacă se apropie autoturismele de poliție, pompieri sau ambulanță care au în funcțiune semnalele luminoase și sonore. Strada nu este loc de joacă. Alege locuri special amenajate pentru joacă și evită locurile unde circulă mașini. Dat fiind faptul că în perioada vacanței copiii petrec mai mult timp liber singuri, există riscul ca aceștia să fie implicați în evenimente negative. Pentru asigurarea unei vacanțe liniștite copiilor, poliția mizează pe responsabilitatea părinților și îndeamnă să țină cont de următoarele. Nu lăsați copiii fără supraveghere. Explicațiile minorilor, potențialele riscuri la care se expun în timpul aflării acasă, în stradă, dar și în mediul online. Monitorizați activitățile desfășurate de copii pe rețelele sociale. Asigurați-vă temeinic că în cazul în care se rătăcesc, cunosc numele complet al părinților, numărul de telefon, precum și adresa de la domiciliu. Petreceți cât mai mult timp împreună și fiți un bun exemplu pentru copii. Dacă aveți nevoie de ajutor, apelați cu încredere la cel mai apropiat polițist sau sunați la numărul unic de urgență 112. În speranța că aceste reguli preventive vor fi respectate, vă dorim să aveți parte de o vacanță fără primejdii. Strănut, ochii roșii sau înlăcrimați, secreții nazale sau gât inflamat. Nu sunt doar simptomele gripe sau a răcelii, ci și a alergiilor sezoniere, mai ales că primăvara e întoi, iar factorii care le pot declanșa sunt cuduiumul. Mai multe detalii la acest subiect am aflat de la medicul alergolog Marina Casapciuc. Este sezonul alergiei, da? Sразу подразумевается именно сезон весна. Aceasta este o alergie sezonieră. Da, se subînțelege că este sezonul primăverii, începutul verii. Așa se clasifică sezonul alergiilor în alergologie. Rinita alergică, în primul rând, se mai numește și febra fânului. Fiind o alergie provocată de înflorirea copacilor prin corolele și granulele de polen. Pentru că acum acesta este apogeul sezonului al înfloririi copacilor și încep să facă polen în țara noastră. Iar concentrația de polen este în aer și este destul de mare și persoanele care sunt alergice la acest tip de polen, respectiv, vor genera manifestări și simptome clinice ale acestei boli. Marina Casapciuc a făcut o clasificare a principalelor simptome ale alergiei de primăvară. Simptome первичные, практически простуды, заложенность носа, насморк, чихание. Acestea sunt simptomele unei răceli primare, practic. Congestia nazală, curgerea nasului, strănutul, disconfortul la respirație, ochii încep să lăcrimeze, se înroșesc, mâncărime. E alergie când persoanele înțeleg deja că timpul trece, iar persoana nu se vindecă. Când vremea de primăvară, mai mult sau mai puțin caldă, începe cu soare și vânturi. Când praful este mai activ și concentrația de polen în aer este mult mai mare. Și oamenii continuă să se îmbolnăvească. Oamenii acum au acces foarte larg la informații datorită mass media, internetului. Încep să înțeleagă. Iar sfatul medicului este să contacteze un alergolog. Cel mai probabil este vorba despre o alergie. Consecințele netratării la timp a alergiei nu sunt cele mai plăcute, mai spune medicul. Поверьте мне, когда вы в течение даже пару месяцев. Credeți-mă, atunci când respiri greu pe nas, chiar și pentru câteva luni, trei luni, să zicem, strănuți și ai disconfort, acest lucru este deja neplăcut. Dar la așa zi și pacienți, pe termen lung, acest lucru se repetă în fiecare an. Dacă, practic, a trecut sezonul, atunci nu va reacționa în cazul în care se confruntă cu alte tipuri de alergii, cu alte tipuri de polen. Dar când revine sezonul anul viitor, se va simți din nou rău. În context, doctorul a făcut și câteva recomandări generale. Le recomandăm acestor oameni să fie mai puțin prezenți în grădini și parcuri, mai puțin să practice agricultura sau să meargă în păduri la frigărui, adică să se izoleze de polen. Când o persoană care suferă de polinoză se întoarce acasă, trebuie imediat să facă un duș, să spele toate urmele de polen, astfel în încăperea aceasta se va simți bine. Indiferent de situație, medicii îndeamnă adresarea la specialiști și interzic automedicația. Responsabilii în sănătate mai notează că mai multe persoane care suferă de alergie sunt din mediul urban. Clinic, empiric, tot ce vedem, evident, da.
Clinic observăm și este firesc ca odată cu dezvoltarea civilizațiilor va crește și numărul persoanelor cu boli alergice. Așa este format organismul nostru și cât de straniu nu ar părea, mai multe persoane de la oraș suferă de polinoză, deși logic ar trebui să fie invers, că doar în orașe nu cresc atât de multe plante. Potrivit datelor reprezentanților Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga, în anul 2022 au fost diagnosticate și tratate de polinoză peste 30 de persoane. Un tribunal din Paris a achitat Air France și Airbus într-o cauză de omor involuntar după prăbușirea zborului. Vorbim despre o catastrofă care a avut loc la 1 iunie 2002. Atunci, un Airbus care zbura din Brazilia către Franța a căzut în ocean, iar tragedia a adus la moartea a 228 de persoane aflate la bord. Verdictul vine după 13 ani de litigii. Cele două companii au fost achitate de instanța franceză, care a constatat că, deși au fost comise greșeli, nu a existat o legătură de cauzalitate certă cu accidentul. Președintele Tribunalului Penal a ținut să precizeze că pentru a caracteriza un omor din culpă, trebuie să se poată demonstra că a fost comisă o culpă, un eșec sau o neglijență. Silvio Berlusconi a fost transferat de la unitatea de terapie intensivă într-o secție obișnuită. Informația a fost confirmată de fratele fostului premier, Paolo Berlusconi. Cu toate acestea, spitalul nu a comentat starea de sănătate a politicianului în vârstă de 86 de ani și a spus că un nou buletin medical va fi publicat în curând. El răspunde pozitiv la tratament, inclusiv la un curs de chimioterapie, scrie presa europeană. Berlusconi a fost internat pe 5 aprilie. Medicii au diagnosticat leucemie și o infecție pulmonară. Recent, starea fostului premier s-a stabilizat. Pe fondul crizei energetice și al creșterii prețurilor de consum, la Praga a avut loc un protest în masă. Manifestanții au cerut demisia guvernului. Potrivit organizatorilor evenimentului, aproximativ 30.000 de locuitori ai capitalei cehe au ieșit în stradă, transmite Euronews. Protestatarii au criticat guvernul condus de premierul Peter Fiala pentru o creștere bruscă a prețurilor la alimente și energie, inflația în Cehia ajungând la 15% în luna martie. Vrem să ne exprimăm dezacordul față de acest guvern, situația politică, ceea ce se întâmplă în Cehia și, de fapt, în întreaga Europa. În sunetul imnului cehoslovac, protestatarii au cerut un dialog deschis cu guvernul. Sunt îngrijorată de viitorul nostru. Mi se pare că companiile dau faliment, iar oamenilor le rămân din ce în ce mai puțini bani. Chiar nu sunt sigură ce ne va aduce viitorul. Mitingul Cehia împotriva sărăciei a fost organizat de Partidul Extraparlamentar Drept Respect Profesionalism. În prezent, șeful guvernului ceh se află într-o vizită oficială în țările din Asia de Sud-Est și Centrală și nu a comentat încă cererile de demisie cerute de protestatari. Francezii au ieșit din nou în stradă, de data aceasta după mesajul video al președintelui Emmanuel Macron adresat națiunii, în cadrul căruia șeful statului a justificat legea privind creșterea vârstei de pensionare, care a fost adoptată fără vot. Acțiuni de protest au avut loc la Paris, Lyon, Bordeaux, Marsilia și alte orașe. În multe orașe, protestatarii au construit baricade improvizate din containere pentru deșeuri și materiale de construcție în mijlocul străzilor. Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea, scrie Le Figaro. Revoltele au început imediat după discursul președintelui către națiune. În cadrul acestuia, Emmanuel Macron a apărat reforma pensiilor extrem de nepopulară și și-a dat 100 de zile pentru a reuni țara. Era nevoie de schimbări pentru a garanta o pensie pentru toată lumea și pentru a crește bunăstarea națiunii noastre. Răspunsul nu ar putea consta în reducerea pensiilor sau creșterea prestațiilor sociale pentru cei care lucrează și, de asemenea, nu am putea continua să nu facem nimic pentru că deficitul ar continua să crească la fel ca și datoria generațiilor viitoare. Discursul șefului statului a fost întâmpinat cu nemulțumiri foarte mari.
Macron a anunțat că legea privind creșterea vârstei de pensionare va intra în vigoare în această toamnă și a denumit trei modalități de reunire a țării: munca, statul de drept și progresul social. Dar asta cu greu a reușit să calmeze furia și să convingă sindicatele să oprească grevele. Ei intenționează să continue lupta și să iasă din nou în stradă pe 1 mai. Anterior, reforma pensiilor era recunoscută ca legală și aprobată de Consiliul Constituțional al țării. În același timp, el a respins cererea partidelor de opoziție de a organiza un referendum pe această temă. Totodată, Curtea Constituțională a constatat erori de drept și a declarat nelegitime o serie de articole din proiectul de lege, în special prevederea privind introducerea de amenzi pentru companiile care refuză să angajeze persoane de peste 55 de ani. Acestea au fost știrile, eu sunt Irina Boțu, o după amiază frumoasă să aveți. Nu pierdeți următoarele buletine informative. La revedere!